Momente emoționante s-au produs în meciul jucat în această seară pe stadionul Zimbru. Capitanul echipei Sfântul Gheorghe, Vitale Plămădeală, și-a anunțat retragerea. Astfel, partida de astăzi a fost ultima în care fanii îl vor vedea pe teren. Capitane, mult succes de mai departe! Fii sigur de un lucru! Vei rămâne mereu piatră de tinerie a noului proiect Sfântul Gheorghe. Mulțumim frumos! Vitalie Plămădeală! Mijlocașul a ajuns la vârsta de 36 de ani, a adunat în tricoul Sfântului Gheorghe 148 de meciuri oficiale, reușind astfel să înscrie 12 goluri și să ofere 8 pase decisive. De asemenea, alături de Sfinți, Plămădeală și-a trecut în cont o cupă și o supercupă a Moldovei, precum și șansa de a evolua în cupele europene.